中欧合作相向而行的原则，中国和中东欧国家合作的。Țara noastră colaborează deja cu partenerii chinezi în infrastructură, turism și agricultură. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură, Dan Șova, se arată însă optimist și speră ca în viitor să se identifice și alte domenii de interes între cele două state. We have started the procedure for the award of public works contract for three motorway sections, Comana Brașov, Craiova Pitești and Bucharest South Ring Road. I want to take this opportunity and congratulate the Chinese companies which have expressed their interest in this major infrastructure project. The last speakers and forecasts regarding Romania, but also the other countries in the region, are positive and encouraging. My country is having the fastest growing rate. Premierul de la Beijing a dat asigurări la București că dorește schimburi comerciale echilibrate între cele două părți, prin importul de produse agricole de calitate, precum carne de oaie, de vită, produse lactate, precum și alte bunuri. Comerțul între România și China a ajuns la 2,9 miliarde de dolari în primele 9 luni din acest an, fiind în creștere cu 1,5% față de aceeași perioadă din 2012.